Divizia de volei a programat sâmbătă seara meciurile etapei cu numărul 6. Sala polivalentă la Scărpan a găzduit confruntarea dintre Clubul Sportiv Știința Explorări Baia Mare, locul 7 în clasament, și vecina de clasament CS Unirea Dej. Venind după o suită de două eșecuri consecutive, 0-3 acasă cu liderul CS Dinamo București și 2-3 în deplasare la Universitatea Cluj, studenții băimăreni au cedat lamentabil cu scorul de 0-3, pe seturi 21-25, 21-25, 20-25, în fața rivalei CS Unirea Dej. O înfrângere, în primul rând, dureroasă, rușinoasă chiar, o înfrângere la care nu ne așteptam, adică, într-adevăr, nu trecem prin cea mai fastă perioadă, sau echipa nu trece prin cea mai fastă perioadă a existenței sale, dar cu toate astea am crezut că ne putem redresa după etapa de sâmbătă trecută. N-a fost așa, am făcut un meci slab, chiar foarte slab, și ca atare rezultatul este meritat. Am fi vrut astăzi, nu știu, probabil serviciu preluare, cred că acolo s-a jucat, am fi vrut însă categoric să fim mult mai răi și să dominăm meciul și să arătăm că jucăm acasă, dar din punct de vedere tehnico-tactic, eu cred că meciul acesta s-a jucat pe serviciu preluare de serviciu. În celelalte meciuri ale etapei a șasea s-au înregistrat rezultatele. CS Universitatea Timișoara, CSM Câmpia Turzii, 3-0. Clubul Sportiv Dinamo București, Sport Club Municipal Universitatea Craiova, 0-3. Sport Club Municipal Gloria Buzău, ACS Volei Municipal Zalău, 0-3. Și Clubul Sportiv Universitatea Cluj, CSM Arcada Galați, 1-3. În etapa viitoare, programată în 30 noiembrie, studenții băimăreni vor evolua în deplasare pe terenul ocupantei locului secund, ACS Volei Municipal Zalău. În clasamentul diviziei A de volei, pe prima poziție se află CSM Arcada Galați și ACS Volei Municipal Zalău, ambele cu câte 15 puncte, în timp ce elevii lui Marius Botea și Sorin Pop se mențin pe poziția a șaptea clasamentului, cu 6 puncte acumulate. Până la jocul din campionat de la finalul acestei luni, voleibaliștii băimăreni vor susține joi, 21 noiembrie, în deplasare, meciul din Cupa României contra echipei de Liga Secundă CSA Steaua București. În cazul unui succes în prima fază a Cupei României, Știința Explorări Baia Mare va juca pe data de 21 decembrie contra rivalei ACS Volei Municipal Zalău. Până atunci însă avem Cupa României și cred că ar fi bine să ne concentrăm asupra meciului cu Steaua, care va fi probabil joi, din câte am înțeles, pe 21. După aceea, sigur că ne gândim și la celălalt meci. Acum, pentru noi, strategia noastră era clar să câștigăm anumite meciuri, pentru că sunt adversari mult mai dificili decât, să zic, Dejul, Clujul, Câmpia Turzii. Clar că pentru noi următoarele etape sau următoarele trei etape vor fi mult mai grele decât ce a fost până acum.